Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. De la 1 ianuarie, tot personalul didactic va beneficia de o creștere a salariului cu 15%. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean în cadrul ședinței Guvernului. Mai multe aflați la știri. Republica Moldova va avea acces la gaze naturale lichefiate, inclusiv din Statele Unite ale Americii. Mai multe vă prezentăm în câteva momente. Armata israeliană a anunțat oficial reluarea ostilităților în fâșia Gaza. Detalii vă spunem la știri externe. Statele OPEC Plus au aprobat anterior o reducere a producției de petrol cu peste 2 milioane de bareli pe zi. Când va intra în vigoare acordul, aflați în câteva momente. Începând cu data de 1 ianuarie, tot personalul didactic va beneficia de o creștere a salariului cu 15%. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean în cadrul ședinței Guvernului de vineri 1 decembrie. Noutatea vine în contextul aprobării bugetului de stat pentru anul 2024, numit generic Investim pentru copii. Potrivit lui Recean, cele mai mari sume sunt alocate anume sistemului educațional. Este evident că noi ne dorim să oferim venituri mai mari tuturor categoriilor profesionale și să fim alături de cât mai mulți oameni. Dar, după cum ziceam, bugetul este restrâns încă, noi încă depunem efort ca să creștem economia. Și de aceea trebuie să prioritizăm. Avem nevoie să prioritizăm. Și atunci decizia noastră a fost să alocăm cei mai mulți bani pentru 24, în viitorul nostru. Adică să alocăm pentru copiii noștri. Respectiv, cele mai mari majorări salariale din 24, mă refer la aproximativ 70% din aceste majorări, o să fie destinate pedagogilor. Cheltuielile pentru aceste majorări ajung la circa 915 milioane de lei, o investiție semnificativă care reflectă angajamentul guvernului față de îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cadrele didactice, a mai menționat Recean. De asemenea, potrivit lui Recean, vor fi dublate bursele studenților de la universitățile cu profil pedagogic. Bugetul include și dimensiunea socială și țintește eficient categoriile de beneficiari. Astfel, Recean a anunțat și o creștere a indemnizației unice la naștere, începând cu anul 2024. Astfel, indemnizația va fi majorată până la 20.000 de lei, având scopul de a sprijini familiile și de a facilita începutul unei noi vieți pentru nou-născuți. Acest buget, Investim pentru copii, este angajamentul nostru față de viitorul nostru, față de viitorul Republicii Moldova. Avem obligația să educăm tinerii, să investim în familiile tinere, în familiile care au mai mulți copii. Cap de listă rămâne a fi și ramura economică. Vom aloca încă 200 de milioane ca să stimulăm economia prin diferite programe, gen 373, dar și alte programe de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii. La fel, am majorat ajutorul pentru iarnă și vom continua să acordăm compensații în factură pentru energie. Bugetul de stat pentru anul 2024 a fost aprobat cu venituri în sumă de 66,632 miliarde de lei și la cheltuieli în sumă de 82,222 miliarde de lei, cu un deficit în sumă de 15,590 miliarde de lei. După ce a fost aprobat în guvern, acesta va fi prezentat în Parlament și urmează să fie aprobat în trei lecturi. Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuc, a efectuat o vizită oficială în Moldova. Joi seară, de la tribuna centrală a Parlamentului, oficialul ucrainean a ținut un discurs, iar ulterior a avut loc și o conferință de presă bilaterală cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
În cadrul conferinței de presă, șeful legislativului Igor Grosu a menționat că președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuc, a sosit la Chișinău la invitația părții moldovenești. Pentru noi, pentru cele două țări, este foarte important decizia din decembrie a țărilor membre a Uniunii Europene privind deschiderea negocierilor de aderare. Noi ne-am susținut reciproc de la etapa de obținere a statutului de țări candidat și vom coordona toate eforturile și vom fi solidari în procesul de obținere a deciziei privind deschiderea negocierilor. Am discutat de asemenea despre necesitatea coordonării eforturilor pentru facilitarea exporturilor din Ucraina către piețele din exterior. La rândul său, Ruslan Stefanciuc a remarcat simbolismul sosirii sale la Chișinău imediat după încheierea vizitei sale la Bruxelles. În primul rând, aș dori să remarc că valorile de integrare europeană sunt acele valori democratice pentru care Ucraina luptă astăzi și pentru care astăzi primim ajutor din partea întregii lumi, inclusiv din partea Republicii Moldova. Și aici vreau să mulțumesc încă o dată poporului moldovenesc pentru acest sprijin. Amintim că anterior Parlamentul Republicii Moldova și Rada Supremă a Ucrainei au încheiat un memorandum de înțelegere. Scopul documentului este intensificarea relațiilor bilaterale și unirea eforturilor instituțiilor parlamentare ale celor două țări pentru apropierea de Uniunea Europeană. Militarii moldoveni, alături de camarazii lor români, dar și cei din alte țări, au mărșăluit la parada organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, care este sărbătorită anual la data de 1 decembrie. În cadrul evenimentului au fost implicate și aproximativ 130 de echipamente tehnice, inclusiv 40 de aeronave. Sărbătoarea a avut loc în Piața Arcului de Triumf din București. Și la Chișinău, politicienii au organizat o paradă, dar de felicitări. Șefa statului Maia Sandu s-a adresat românilor cu un mesaj de felicitare în cadrul unei recepții organizate de ambasadă. Ea și-a exprimat încrederea că Moldova și România nu au doar un trecut comun, ci și un viitor comun. România, de-a lungul anilor, ne-a iubit necondiționat, fără a aștepta lauri și beneficii. Și ca orice iubire autentică, România nu a strigat-o bătându-se cu pumnul în piept, ci a manifestat-o indiferent de circumstanțe. Și atunci când a oferit primele ajutoare pe timp de criză pandemică, ne-a oferit lumină la propriu când nu aveam suficientă energie electrică, s-a îngrijit de edificiile noastre culturale, a modernizat grădinițele din localitățile noastre sau a participat la salvarea vieților cetățenilor de pe malul stâng al Crutului. Președintele Parlamentului Igor Grosu și-a felicitat cu o zi înainte colegii de peste Prut, chiar în cadrul ședinței parlamentare, iar prim-ministrul Dorin Recean a început și el ședința de guvern cu felicitări și mulțumiri adresate statului român. La mulți ani în România, la mulți ani tuturor românilor, vreau să mulțumesc României. Vreau să mulțumesc Bucureștiul pentru ajutorul enorm pe care ne-l oferă. Și da, avem un trecut comun, dar eu cred că avem un viitor și mai comun în Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, în mesajul său a asociat România cu un scut protector al Republicii Moldova și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj conducerii țării vecine. Mulțumim României pentru suportul acordat Republicii Moldova, îndeosebi în parcursul nostru european. Personal mulțumesc colegilor din România cu care Primăria Chișinău are o relație frumoasă de colaborare și alături de care în ultimii ani am reușit să realizăm mai multe proiecte de suflet atât la Chișinău cât și în România. În aceste zile colegii mei se află în mai multe județe ale României, acolo unde participă la evenimentele dedicate Zilei României. Începând cu anul 1990, românii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Națională a României la 1 decembrie. În această zi, în 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a votat pentru unirea Transilvaniei cu România.
Și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, li s-a alăturat felicitărilor adresate poporului român și autorităților statului. Dar în același timp, i-a sfătuit pe cei din dreapta Prutului să țină minte că Republica Moldova este un stat suveran cu propria istorie, limbă și tradiții. România tot timpul a fost un partener strategic pentru Republica Moldova, tot timpul a fost un prieten foarte apropiat. Sunt zeci, sute de programe sociale care se implementează în Republica Moldova cu suportul partenerilor români. România este unul din partenerii comerciali cei mai importanți pentru mărfurile moldovenești. Noi nu avem nicio problemă între statele noastre. Noi suntem frați, dar, dragi români, știți vorba aceea, frate, frate, dar fiecare stăpân la el acasă. Noi vă stimăm ca vecini, ca parteneri, dar noi trăim în state diferite. Republica Moldova așa are statul său, pământul său, limba sa, istoria sa. Noi vă stimăm statalitatea dumneavoastră, știm și sperăm că dumneavoastră o să stimați în continuare și statalitatea noastră a Republicii Moldova. La mulți ani, dragi frați români! Ulterior, în cadrul emisiunii sale, Dodon a abordat și problemele interne. Fostul președinte a spus că a analizat proiectul de lege al bugetului și a ajuns la concluzia că acesta este plin de credite. Atenție! Din 15 miliarde de lei credite externe, Moldova în anul viitor va întoarce 11 miliarde de lei înapoi, în afara țării, pe procentele și creditele luate anterior. Deci pentru țară, din creditele care vor fi luate anul viitor, rămân doar circa 3,5-4 miliarde de lei. Acest proiect deja a fost publicat și o să fie discutat probabil săptămâna viitoare în Parlament. Acolo sunt foarte multe nuanțe negative pentru noi cu dumneavoastră, dragi cetățeni. Se micșorează defalcările în fondul rutier, vor fi construite mai puține drumuri. Se micșorează pe mai multe capitole sociale. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, într-un comentariu adresat reporterului nostru, a spus că ședința cabinetului privind bugetul a fost amânată de joi până vineri de către premier, pentru un studiu mai detaliat al proiectului. În plus, Vodă a enumerat câteva domenii de fluxuri financiare pentru sectoarele sociale, concentrându-se în mod special pe bugetul Investim pentru Copii. Majorăm considerabil de la 1 ianuarie 2024 indemnizația la nașterea copilului, care va fi de 20.000 de lei. Majorăm salariile tuturor profesorilor și ale educatorilor cu 15%, 70% din bugetul alocat majorării este destinat acestei creșteri salariale. Dublăm bursele la studenții facultăților cu profil pedagogic. Vom mări alocațiile financiare pentru programul Protecția Familiei și Copilului și alocăm bani pentru dezvoltarea satelor și orașelor noastre. În anul 2023, ponderea comerțului extern al Republicii Moldova cu România a ajuns la 2,8 milioane de dolari. Datele au fost prezentate de către expertul economic Veaceslav Ioniță în cadrul unei noi runde de analize economice. Totodată, potrivit economistului, cea mai mare pondere a exporturilor Republicii Moldova este anume în România. 44% din toate exporturile noastre în Uniunea Europeană sunt în România. Jumătate aproape din toate exporturile noastre în Uniunea Europeană sunt în România. Pe locul 2 este Italia cu 14%, pe locul 3 este Germania cu 12%. Observăm că trei țări, de fapt, sunt partenerii cei mai importanți a Republicii Moldova. Totodată, expertul a explicat și creșterea fără precedent a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și România din ultima perioadă. Totuși observăm că în 2 ani de zile la noi comerțul cu România pur și simplu a explodat, s-a dublat față de perioada de până acum. Trebuie să menționăm că în cea mai mare parte este legat, este consecința războiului din Ucraina, deoarece noi foarte multe mărfuri din Ucraina le importăm și apoi le exportăm în România și foarte multe mărfuri din România le importăm și apoi le exportăm în Ucraina. Deci am devenit un punct intermediar dintre două state mari, România și Ucraina. Totodată, potrivit datelor prezentate de Veaceslav Ioniță, în prezent, ponderea importului și a exportului dintre Republica Moldova și România sunt practic egale, lucru care se întâmplă foarte rar. În luna martie am putea avea o nouă componență a Curții Supreme de Justiție, susține ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit acesteia, Comisia de Evaluare a Candidaților la funcția de membru CSJ și-a început activitatea și este în plin proces de examinare a dosarelor.
Potrivit legii, numărul membrilor CSJ este redus de la 33 la 20, iar evaluarea extraordinară a noii componențe CSJ este obligatorie. Că este o reformă importantă pentru sistemul nostru judecătoresc, deoarece în premieră Curtea Supremă de Justiție își va schimba componența, va avea și judecători din rândul societății civile, mă refer la avocați, procurori, profesori în domeniul dreptului cu reputație și cu experiență profesională notorie. Și în ultimul rând s-au modificat competențele Curții Supreme de Justiție, care va avea un rol focusat pe unificarea practicii judiciare. Comisia numărul 2 este a finalizat etapa de colectare a informațiilor în privința în jur de 24 de judecători și candidați care doresc să devină judecători la Curtea Supremă de Justiție și respectiv Comisia de Evaluare deja a stabilit, numărul 2, a stabilit audierile. Șefa de la Justiție speră că până la sfârșitul lunii decembrie vor fi adoptate primele decizii. Luni, data de 27 noiembrie, Comisia de Evaluare i-a audiat pe primii 3 judecători care râvnesc la funcția de membru al Curții Supreme de Justiție. Vrem să fie finalizată reforma Curții Supreme de Justiție și să avem un corp de judecători integri, profesioniști, care să restabilească și încrederea cetățenilor în justiție. Deci noi periodic încercăm să aflăm la ce etapă se află Comisia de Evaluare cu procesul de respectiv. Acum 2 săptămâni aveam informația că ar putea să ne dea, deci să avem deciziile adoptate pe evaluarea candidaților până la sfârșitul lunii ianuarie. Totuși înțeleg că acesta este un proces organic, este un proces viu, ei întâmpină diferite complexități, deci nu este ceva matematic, ei analizează, pun în dependență de complexitatea fiecărui caz în parte. Totuși, mai exact, mai apropiat ar fi că înspre începutul lunii martie am putea avea complet tot acest tablou. Ca și astfel, și asta, de fapt, corespunde și cu necesitatea îndeplinirii raportului până în martie, să avem îndeplinite total toate aceste condiționalități. Comisia de Evaluare a Candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție este constituită din 6 membri. Încălcarea drepturilor omului și condițiile inumane de detenție sunt lucruri inacceptabile în secolul 21. Declarația aparține unui grup de deputați PAS care, alături de reprezentanți ai societății civile și ai comunității belaruse din Republica Moldova, au organizat o acțiune de protest în fața Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău. Noi am venit aici pentru a ne manifesta și a protesta împotriva încălcărilor drepturilor omului în Republica Belarus și în special împotriva menținerii în detență a deținuților politici. Manifestanții i-au semnat și o declarație comună care conține revendicările protestatarilor față de autoritățile din Belarus. Venim și cu cerințe insistente pentru a fi eliberate acești deținuți politici, deci am completat și o declarație din partea atât a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, cât a reprezentanților societății civile, a reprezentanților comunității Belarusiei, dar și a diasporii cetățenilor belaruși care temporar se află pe teritoriul Republicii Moldova. Și este un apel, eu cred că acest apel revine acum din multe țări europene, din țările statelor UE, și noi, ca o țară europeană, Republica Moldova la fel se alătură la aceste apeluri de a respecta drepturile omului. Potrivit deputatului Vitalii Gavrouk, reprezentanții misiunii diplomatice n-au acceptat documentul înaintat de protestatari. Astfel, acesta va fi transmis autorităților din Belarus prin intermediul canalelor diplomatice. Republica Moldova va avea acces la gaze GNL, inclusiv din Statele Unite, transportate prin terminalele din Grecia și prin conducta transbalcanică. Se întâmplă grație semnării unui memorandum între reprezentanții Energocom și o companie energetică din Republica Elena. Anunțul a fost făcut de către directorul general interimar al SAE Energocom, Victor Bânzari. Potrivit acestuia, documentul reiterează angajamentul părților de a intensifica cooperarea în ceea ce privește furnizarea de gaze naturale, inclusiv a gazelor naturale lichefiate, precum și coordonarea utilizării infrastructurii de stocare și transport a gazelor.
Semnarea acestui memorandum înseamnă aprofundarea cooperării fructuoase și strategice pe care o avem cu DEPA, dar și un semnal al voinței reciproce de a ajunge la un nivel de parteneriat mai aprofundat. Astfel, SA Energocom nu doar că va putea asigura necesitățile pieței interne ale Republicii Moldova, diversificând și sursele și rutele de aprovizionare, dar și piața de energie a Republicii Moldova va avea acces la gaze LNG, inclusiv din Statele Unite, aduse prin terminalele din Grecia și prin conducta transbalcanică în Moldova, Ucraina și Europa Centrală. Acest acces extins de surse va oferi noi oportunități competitive pentru consumatori. Amintim că anterior, compania Elena a câștigat câteva licitații și a livrat gaze spre Republica Moldova pentru consum curent, dar și pentru stocare în depozite. Agenția Servicii Publice anunță că începând cu data de 1 decembrie 2023, serviciile sale de înmatriculare a transportului și documentare a conducătorilor auto vor fi prestate în incinta centrului multifuncțional Sângerei din raionul cu același nume. Conform agenției, informații mai detaliate privind spectrul serviciilor prestate în cadrul acestui centru multifuncțional, tarifele și termenii de prestare pot fi accesate pe site-ul web al instituției sau la numărul de telefon al serviciului suport clienți 14909. Urmează știrile pe scurt. În fiecare an, la 1 decembrie, este marcată Ziua Mondială de Combatere a SIDA. În Republica Moldova, în perioada 27 noiembrie-20 decembrie, se desfășoară activități de informare a populației în cadrul campaniei sociale Vocea Comunităților Contează. HIV rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel global, luând viața a circa 40,4 milioane de oameni. În anul 2022, peste 630 de mii de persoane au decedat din cauze legate de HIV și 1,3 milioane de persoane s-au infectat cu HIV. Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primii tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna decembrie. Banii vor fi distribuiți după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 4 decembrie, iar la data de 8 decembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat. Poliția atenționează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie care este răspândită în mediul online. Escrocii creează diverse profiluri false și distribuie imagini video trucate cu demnitari de stat, precum și cu reprezentanții instituțiilor bancare. Infractorii cibernetici, folosind în mod abuziv imaginea și logo-ul instituțiilor, îndeamnă populația să se înregistreze pe link-uri suspecte. Ulterior, utilizatorii sunt determinați să investească sume mari de bani pe o așa zisă platformă de investiții în vederea obținerii dividendelor. Caz de tăiere ilegală a pădurii înregistrat în sudul țării. Pe direcția localității Vadului Isac, doi bărbați au fost surprinși de către polițiștii de frontieră în timp ce transportau ilegal lemn verde de salcie. Ba mai mult, că șoferul mașinii nu deținea actele valabile pentru mijlocul de transport. Unul dintre făptași deține funcție de răspundere la întreprinderea silvică Silva Sud Cahul. Reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină anunță despre prelungirea cu o lună a statutului de asigurat pentru persoanele care achită prima de asigurare în sumă fixă. Detaliile la acest subiect au fost oferite de către directorul general al CNAM, Ion Dodon, în cadrul unei conferințe de presă. Persoanele care au achitat prima de asigurare în sumă fixă în anul 2023, indiferent de data achitării, vor beneficia de statutul de persoană asigurată până la data de 31 ianuarie a anului 2024. Aceasta este o lege care a fost adoptată recent de către Parlament și această regulă va fi
obligatorie se va aplica în fiecare an de acum înainte. Șeful de la CNAM a mai adăugat că numărul persoanelor asigurate care au achitat prima fixă în anul curent a crescut semnificativ în comparație cu anul precedent. Dacă în anul 2022 numărul acestora a fost de aproximativ 62.000 persoane, în anul 2023, la data de 30 noiembrie, avem peste 95.000 de persoane care au achitat prima de asigurare în sumă fixă. Acest lucru este îmbucurător pentru că aceste persoane au avut și au posibilitatea de a accede servicii medicale prevăzute în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale compensate. Trei mese principale și o gustare, așa arată noul meniu în grădinițele din capitală, începând cu data de 1 decembrie. Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău informează că în instituțiile de educație timpurie se va implementa meniul model unic sezon-iarnă-primăvară, aprobat de către direcție și coordonat cu Centrul de Sănătate Publică. Acesta va include trei mese principale și o gustare, dejun, gustare, prânz, cină, echilibrată de calorii, proteine, lipide, glucide. Pentru Direcția Generală Educație Tineret și Sport este primordială sănătatea și bunăstarea copiilor, promovând obiceiuri alimentare sănătoase încă de la vârste fragede. Implementarea unui meniu echilibrat în instituțiile de educație timpurie are rolul de a contribui la formarea unor practici alimentare benefice și la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Potrivit instituției, meniul model unic este elaborat în strictă conformitate cu prevederile meniului model recomandat de Ministerul Sănătății din 2 octombrie 2020, fiind întocmit de către un grup de lucru. Malformațiile cardiace congenitale vor putea fi tratate printr-o nouă metodă modernă, implementată pentru prima dată într-o instituție medico-sanitară publică, mai exact în cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneagă. Despre metoda inovativă au povestit mai mulți specialiști, inclusiv rezidentul Spitalului Universitar de Copii din Belgrad. La data de 27 și 28 noiembrie, prin noua metodă inovativă, au fost operați cu succes 4 pacienți. Este vorba despre procedura de închidere a defectului sept atrial, folosind un dispozitiv asemănător unei umbreluțe, ce se numește ocluder. Intervențiile minim invazive au fost asistate de către specialistul cardiolog intervenționist proctorul Milan Djukic, care a realizat peste 500 de intervenții de acest gen. I'm very satisfied because I see that you have very experienced team. Sunt foarte satisfăcut deoarece văd că aveți o echipă cu multă experiență. Doctorii Ilona și Eugen sunt perfecți. Ei trebuie să avanseze și să obțină o nouă procedură pentru pacienți. Am efectuat ocluderea defectului septal atrial, una dintre cele mai des întâlnite malformații cardiace congenitale. Menționăm că unica secție de cardiochirurgie pediatrică se află la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Procedura este minim invazivă și poate dura până la 2 ore. Avantajele acestor intervenții minim invazive sunt absența cicatricelor și traumatismelor postoperatorii. Perioada de spitalizare este astfel redusă până la 2 zile. Intervenția chirurgicală constă în implantarea unui ocluder în defectul septal interatrial, care se face printr-o puncție de vas, prin vena femorală, se face, se ajunge în părțile drepte a inimii și mai exact în atriu stâng, după care se deschide device-ul drept în septul interatrial sub un control dublu. Potrivit statisticilor oferite de către reprezentanții Spitalului Clinic Republican, anual sunt necesare aproximativ 40 de operații de acest gen, iar costul intervențiilor realizate este în totalitate acoperit de către polița de asigurare medicală obligatorie. Doi tineri moldoveni au fost reținuți în flagrant fiind suspectați de implicare în operațiuni ilegale cu alcool. Tinerii ar fi tăinuit că au depozitat într-un camion circa 5 tone de alcool. Polițiștii de frontieră susțin că aceștia se ocupau de comercializarea și scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal. Activitatea frauduloasă a acestora, cât și a altor complici, a fost documentată pe parcursul a 4 luni.
În flagrant au fost reținuți tinerii moldoveni care, dintr-un camion cu semiremorcă, având loc special amenajat tăinuit, depozitau substanța lichidă cu miros specific de alcool în vase cu volumul de 200 de litri fiecare. Circa 5 tone de alcool au fost depistate. Preliminar, valoarea mărfii este estimată la aproximativ 1 milion de lei. Potrivit sursei, sub conducerea procuraturii raionului Ocniță a fost pornită o cauză penală. În weekend, prețurile la carburanți se vor modifica nesemnificativ. ANRE a publicat noile prețuri pentru perioada 2-4 decembrie. Astfel, un litru de benzină va costa 23 de lei și 51 de bani, cu un ban mai puțin, iar un litru de motorină se scumpește cu un ban și va costa 21 de lei și 68 de bani. Potrivit ANRE, începând cu 2-a jumătate a lunii septembrie, prețurile maximale la carburanți au scăzut cumulativ cu 3,30 de lei per litru la benzină și cu 3 lei și 12 bani per litru la motorină. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Continuăm ediția cu știri externe. Armata israeliană a anunțat oficial reluarea ostilităților în fâșia Gaza. Într-o scurtă declarație pe rețelele de socializare, IDF a acuzat Hamas că a încălcat termenii pauzei operaționale în lupte și că a bombardat teritoriul israelian. Armistițiul temporar dintre Israel și Hamas, care trebuia să se încheie vineri la ora 7 dimineața, a expirat și nici una dintre părți nu a anunțat o posibilă prelungire. Cu o oră înainte de expirarea acordului, Israelul a declarat că a interceptat o rachetă lansată din fâșia Gaza. Și mass media afiliată Hamas a raportat explozii și împușcături în enclava palestiniană. Armata israeliană a anunțat la data de 1 decembrie că a reluat ostilitățile împotriva Hamas în fâșia Gaza și a acuzat gruparea palestiniană de încălcarea condițiilor armistițiului și de bombardarea teritoriului israelian. Joi, a șaptea zi a încetării temporare a focului, Hamas a eliberat încă 8 ostatici israelieni. Acest acord a fost încheiat în ultimul moment. Israelul a răspuns predând 30 de prizonieri palestinieni. În aceeași zi a avut loc un atac cu armă în Ierusalim. 2 militanți au deschis focul asupra oamenilor într-o stație de autobuz. În consecință, 3 persoane au murit și alte câteva au fost rănite. Unul dintre atacatori a fost împușcat mortal. Aripa armată a Hamas și-a revindecat atacul. Între timp, organizațiile umanitare internaționale continuă să ofere asistență locuitorilor din fâșia Gaza. Potrivit Semilunii Roșii palestiniene, în doar 7 zile de armistițiu, 310 camioane cu ajutoare, hrană, apă, mâncare pentru copii, pături și alte articole esențiale au fost livrate în nordul sectorului, regiune în care au avut loc lupte anterior. Statele OPEC Plus au aprobat anterior o reducere a producției de petrol cu peste 2 milioane de barili pe zi. Acordul va intra în vigoare în noul an și a fost inițiat de Arabia Saudită. Grupul este îngrijorat de așteptările unui exces de ofertă și de o scădere a prețurilor pentru aurul negru. Arabia Saudită își va extinde reducerea voluntară cu 1 milion de barili, iar Rusia va reduce producția cu 500.000 de barili, transmite Euronews. Aceste două țări au redus volumul de petrol pe care l-au produs în vară. În pofida declarației alianței, prețurile pentru aurul negru continuă să scadă. Reducerea ofertei nu a fost atât de mare pe cât se așteptau analiștii, deși OPEC Plus face tot posibilul să crească prețurile petrolului, acestea rămân scăzute în mare parte din cauza previziunilor economice nefavorabile pentru Statele Unite și China. În prezent, OPEC Plus, care controlează 40% din producția mondială de petrol, include 23 de țări. Brazilia li s-a alăturat de la 1 decembrie. Agenția Internațională pentru Energie a estimat anterior încetinirea în anul 2024 pentru creșterea cererii. Reuniunea OPEC Plus a coincis cu deschiderea summitului ONU privind clima, COP28, găzduit de Emiratele Arabe Unite.
Pentru a atinge obiectivele de depășire a crizei climatice, este necesară dublarea producției de energie nucleară la nivel mondial. Declarația aparține lui Rafael Grossi. Judecând după datele prezentate la cea mai mare expoziție de la Paris, principalele tendințe din următorii ani vor fi legate de construcția de noi reactoare. Expoziția dintr-o suburbie pareziană a reunit reprezentanți ai 76 de țări care nu au neapărat propriile centrale nucleare, dar cu siguranță intenționează să le construiască. Energia nucleară este inevitabilă deoarece este un element esențial în lupta noastră pentru reducerea emisiilor. Aceasta va necesita foarte mulți bani, așa că este necesar ca toate mijloacele să fie mobilizate pentru atingerea scopului. Finanțe, competențe umane, iar al treilea element este inovația, pentru că a sosit momentul să repornim industria energiei nucleare prin aceste obiective și tehnologii ambițioase. În următorii ani, sectorul va primi investiții record. Plăcerea scumpă merită, spun experții. Întrucât toată lumea trebuie să investească în dezvoltarea energiei, întrebarea se află mai mult în domeniul determinării priorităților. La această conferință, principalele discuții sunt dedicate modului de atragere a fondurilor private pentru energia nucleară. Aproximativ 60 de reactoare noi se construiesc în prezent în întreaga lume, în special pe cheltuiala bugetului. Dacă luați media, atunci vorbim de 12-13 țări care își vor lansa primele proiecte de energie nucleară în următorii câțiva ani. Acest lucru este destul de semnificativ. În cazul statelor africane, acestea iau o decizie. Există o perioadă pregătitoare, semnează un contract, iar de obicei timpul de construcție a unei centrale nucleare durează 5-7 ani. Aș spune că în următoarele decenii mai mult multe țări vor fi incluse în această listă. Există deja Emiratele Arabe Unite. În curând, Turcia își va lansa producția de energie nucleară pentru prima dată. De asemenea, Egiptul, acolo unde a început și construcția unei mari centrale nucleare. Europa și-a anunțat deja intenția de a construi până la 45 de reactoare noi. China intenționează să adauge încă 150 la flota sa substanțială. În ciuda listei tot mai mari de țări care se pregătesc să lanseze noi centrale nucleare, ritmul de dezvoltare a energiei nucleare este în urmă față de obiectivele de neutralitate a emisiilor de carbon. La conferința COP28, energia nucleară va înceta pentru prima dată să fie un tabu și, dimpotrivă, va începe să fie discutată ca una dintre principalele căi de ieșire din criza climatică. Motivul este amprenta redusă de carbon. Potrivit IEA, energia nucleară produce de 70 de ori mai puține emisii de CO2 decât cărbunele, de 40 de ori mai puțin decât gazul și de 4 ori mai puțin decât panourile solare. Inflația în Uniunea Europeană a scăzut la 2,4%. Aceasta este cea mai mică cifră începând cu anul 2021. Datele se regăsesc în raportul Biroului de Statistică al Uniunii Europene. Scăderile abrupte ale prețurilor la energie au atenuat criza costului vieții, dar ratele mai mari ale dobânzilor împiedică potențialul de creștere al economiei. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reiterat săptămâna aceasta că banca va lua decizii pe baza celor mai recente date și va menține ratele ridicate atâta timp cât este necesar pentru a-și îndeplini ținta de inflație. În Germania, cea mai mare economie a Europei, inflația anuală a scăzut la 2,3% în luna noiembrie, de la 3% în octombrie. Dar acum se confruntă cu o criză bugetară, pe lângă faptul că Berlinul prezintă cea mai proastă performanță dintre marile economii ale lumii. Reducerile la facturi sunt amenințate după ce o decizie judecătorească a schimbat planul de cheltuieli al Germaniei, iar guvernul s-a străduit să umple o gaură de 60 de miliarde de euro. Reamintim că în luna octombrie, prețurile de consum din zona euro au crescut cu 2,9% în termeni anuali, în scădere față de luna precedentă. Producătorii de automobile le cer liderilor din Uniunea Europeană și celor naționali să dezvolte o strategie industrială cuprinzătoare și să încetinească ritmul de adoptare a noilor reglementări în următorii 5 ani, legate în special de interzicerea motoarelor cu ardere internă. În caz contrar, spun ei, poziția competitivă a acestei industrii europene la nivel global va fi redusă. Asociația producătorilor de autoturisme și camioane consideră că noua strategie ar trebui să acopere toate părțile lanțului de aprovizionare și să țină cont de cerințele stricte de mediu impuse de Uniunea Europeană.
I think we have a big idea. Cred că avem o idee măreață, Green Deal-ul țărilor UE. Acum trebuie să aducem această idee la viață, trebuie să definim obiectivele și de asemenea să decidem cine va face ce, cine își va asuma responsabilitatea pentru respectarea regulilor. Luca De Meo a fost extrem de critic cu privire la ritmul lent de construire a stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice în Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, doar pentru a ține pasul cu China, numărul de astfel de instalații trebuie majorat de la 7 până la 10 ori. That thing cannot go. Această sarcină nu poate cădea în întregime pe umerii noștri și nici industria auto nu o poate face singură. O situație similară s-a întâmplat acum 100 de ani, atunci când guvernele au cerut industriei noastre să preia controlul asupra întregii distribuții de petrol și gaze. Nu am încercat să o facem atunci. Sarcina noastră este să facem mașini și să dezvoltăm tehnologie, dar mai larg trebuie să colaborăm și cu alții. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile s-a plâns și de obstacolele create de birocrația de la Bruxelles. În fiecare an se introduc între 8 până la 10 reguli noi pentru a reglementa industria, unele dintre ele contradictorii. Pentru anul 2024, asociația prevede o încetinire a vânzărilor de mașini noi față de anul care se încheie, deși ponderea mașinilor electrice va crește brusc. Banca Centrală Europeană selectează opțiuni pentru prima reproiectare a monedei oficiale. Noile bancnote vor fi decorate cu imagini fie a râurilor și a păsărilor, fie obiecte ale culturii europene. Consultările la acest subiect au început în anul 2021. Grupul reprezentativ format de BCE a inclus peste 23.000 de europeni, iar alte 360.000 de răspunsuri au fost primite prin internet. Dintre cele 7 opțiuni propuse, motivul cultura europeană s-a ales cu majoritatea voturilor, urmat de păsări ca simbol al libertății europene și râuri ca simbol al vieții, pe locurile 2 și respectiv 3. Consiliul Băncii Centrale Europene a declarat că a decis să combine cele două teme în designul său viitor. N-au fost luate însă în considerare opțiunile tradiționale, cu repere celebre sau figuri istorice. Posibil, Bruxelles s-a temut că aceasta ar putea provoca dispute între cele două de țări membre ale zonei euro. Potrivit unui reprezentant al autorității de reglementare, când se vor finaliza lucrările asupra motivelor, ambele opțiuni vor fi prezentate publicului european. Totuși, noile bancnote nu vor intra în circulație până în anul 2026. Între timp, plățile digitale devin o metodă de plată din ce în ce mai populară în Europa, plățile în numerar realizându-se din ce în ce mai rar. Operațiunile în numerar reprezintă doar 59%, în timp ce acum 8 ani această cifră era de aproape 80%. Întrucât unii parlamentari sunt îngrijorați de tendință, Comisia Europeană a propus în luna iunie noi măsuri pentru a proteja statutul de curs legal al numerarului și a subliniat planuri de introducere a monedei eurodigitale. Primul zbor transatlantic cu combustibil ecologic a fost realizat de compania aeriană britanică Virgin Atlantic. Avionul pentru zborul Londra-New York a fost alimentat nu cu kerosin, ci cu 50 de tone de material vegetal. Doar 3 persoane au zburat în avion, inclusiv fondatorul companiei Richard Branson. Companiile aeriene se bazează pe combustibilul obținut din deșeuri pentru a reduce emisiile de CO2 cu până la 70%. Dar costul ridicat și oferta limitată de materiale necesare pentru producerea combustibilului verde fac dificilă producția pe scară largă. Materiile prime în acest caz au fost pur și simplu uleiuri derivate din grăsimi animale sau uleiuri de gătit uzate. Dar aceasta este doar prima generație, fiind cu adevărat calea spre demonstrarea modului de decarbonizare a aviației pe distanțe lungi. Combustibilul verde pentru aviație reprezintă mai puțin de o zecime dintr-un procent din totalul combustibilului utilizat în industria aviației. În plus, costă de la 3 până la 5 ori mai mult decât cel standard. Cercetările demonstrează că astăzi aviația reprezintă aproximativ 3% din emisiile globale de dioxid de carbon.
Mai multe nave vor trece prin canalul Suez din cauza secetei cu care se confruntă canalul Panama, care ar putea genera aglomerații și întârzieri. Despre aceasta scrie Bloomberg cu referințe la una dintre companiile grecești. Nivelul apei din canalul Panama scade din cauza faptului că lacul cheie care îl alimentează Gatun a secat. Se datorează secetei recente, care de altfel a fost cel mai grav dezastru din ultimii 70 de ani. Potrivit Bloomberg, doar 18 nave pe zi vor putea trece prin canal până în luna februarie, adică aproximativ jumătate față de un an mai devreme. Navele pot ajunge și prin America de Sud, dar această rută va dura cu 16 zile mai mult. În Japonia se mărește suprafața insulei Niijima. În ultima lună, acest indiciu a ajuns la 50 de metri. Se întâmplă pe fundalul unei erupții vulcanice care aruncă cenușă și lavă la 200 de metri înălțime. Insula aparține prefecturii Tokyo. Autoritățile locale emit avertismente de navigație și îi îndeamnă pe capitanii navelor să fie precauți. Formarea insulelor vulcanice în Japonia este un fenomen obișnuit și se explică prin faptul că țara este situată la juncțiunea mai multor plăci tectonice. Ca urmare a mișcării lor, vulcanii se formează și se trezesc, iar aceasta generează și cutremure. Astăzi, pe teritoriul japonez, există peste 14.000 de insule. Turla renumitei catedrale Notre-Dame, care s-a prăbușit într-un incendiu în anul 2019, a fost restaurată. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat anterior că deschiderea Notre-Dame de Paris va avea loc pe data de 8 decembrie 2024, peste câteva luni după încheierea Jocurilor Olimpice. Înălțimea structurii restaurate este de 96 metri. Aceasta va fi încă înconjurată de schele ceva timp, dar silueta e vizibilă deja. Restauratorii au urmat proiectul original al arhitectului francez Eugène Violet-Leduc. Structura a fost construită din lemn de stejar și acoperită cu plumb. Incendiul din Catedrala Notre-Dame a început în seara zilei de 15 aprilie 2019 și a fost stins complet abia în dimineața următoare. Pe lângă turlă, o parte din acoperișul clădirii s-a prăbușit, interiorul catedralei a fost deteriorat, dar fațada și două turnuri clopotnițe ale Notre-Dame de Paris au reușit să fie salvate. Reconstrucția catedralei a început anul trecut, după mai bine de 2 ani de la lucrări pentru a face structura stabilă și suficient de sigură pentru restauratori. Autoritățile franceze plănuiesc ca Notre-Dame de Paris să se redeschidă pentru vizitatori și să oficieze deja slujbe la sfârșitul anului 2024. Acestea au fost știrile. Dragi telespectatori, vă îndemnăm să rămâneți în continuare alături de postul nostru de televiziune, astfel încât în grile puteți urmări filme, seriale, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție!